Familiile și persoanele singure din municipiul Deva îndreptățite să beneficieze de ajutorul pentru încălzirea locuinței cu combustibil soliz în perioada sezonului rece 2022-2023 și de suplimentul pentru energie cu combustibil soliz pentru luna noiembrie 2022 pot ridica sumele acordate în zilele de joi 22 decembrie între orele 11 și 16.30 și vineri 23 decembrie între orele 8.30 și 11 de la Casieria Direcției de Asistență Socială Deva. Plata beneficiului se face doar titularilor cererii pe baza actului de identitate în original. Potrivit cifrelor raportate de Serviciul Evidență și Plată Beneficii de Asistență Socială, 54 de familii și persoane singure din Municipiul Deva au dreptul la ajutor pentru încălzirea locuinței cu combustibil soliz în perioada noiembrie 2022-martie 2023. Valoarea totală a ajutorului de încălzire este de 68.480 de lei. De asemenea, 59 de familii și persoane singure beneficiază de supliment pentru energie cu combustibil soliz pentru luna noiembrie 2022. Valoarea totală a suplimentului pentru energie este de 1180 de lei. Conform legii, ajutorul de încălzire se stabilește în funcție de venitul solicitanților, iar cuantumul suplimentului pentru energie cu combustibil solid este de 20 de lei pe lună.